Salutare, bine ați venit la Golgheter, sunt Ionuț Rada. Și eu sunt Ciprian Stoica. Iar astăzi avem un invitat special, un mare fotbalist câștigător ale Cupei Campionilor, 2 la număr, Miodrag Belo Dedic. Belo, bine ai venit! Bine v-am găsit! Cât de dor ți este să fii din nou pe teren de fotbal, să joci un meci oficial? Joc fotbal în fiecare săptămână, câteodată de 2 ori. Îți e dor așa să joci din nou un meci oficial? Nu mi-e dor să joc un meci oficial, mai ales pe terenurile acestea mai mari. Acum sunt prea mari pentru vârsta mea. Sunt foarte mulți copii care doresc să afle de la campioni, așa cum ești tu, un câștigător al Cupei Campionilor de 2 ori, dragilor, deci este singurul român. Câteva lucruri așa cum ai începutul? Păi începutul, eu m-am născut într-o comună, comuna Socol se chema, aveam și teren de fotbal unde jucau cei mai în vârstă. Acolo am făcut primele 8 clase și fotbalul... Erau mulți copii atunci? Foarte mulți copii erau. Antrenamentele mele erau pe stradă, în curte, în curtea școlii, până la vârsta de 14 ani, când am terminat clasa 8. Un moment în perioada de juniorat, momentul în care până să ajungi la o echipă profesionistă, a fost un moment dificil în care ai spus, băi, nu mai vreau să renunț? Păi au fost momente așa de... am pierdut și... Din cauza unor meciuri pierdute? Da, sau? Din cauza unor meciuri pierdute, pentru mine fotbalul era ceva relaxant. Dacă nu făceam antrenament în fiecare Câte zi... Câte ore petreceai afară de era? Când eram obosit, gândeam mai bine, că trebuia să merg la școală, eram obosit, trebuia să învăț și gândeam că trebuie să învăț și trebuie să mă culc, trebuie să mănânc. Asta este un lucru foarte bun pe care îl spui, Belo, pentru că este un mesaj important, pentru că se poate și școală și sport, da? Și fotbal și școală în același timp, pentru că ne ajută. Și exact, pe teren, dar și la școală ne ajută. Este ca și cum ai avea mâine o teză, un extemporal, nu? Exact. Și trebuie să gândești. Când eram odihnit și nu aveam nicio problemă, mă gândeam în toate părțile. Spune-mi, te rog, cum ai ajuns să joci pe postul de fundaș central? Păi la vârsta de 14 ani m-am dus în clasa 9 și m-am înscris la fotbal. Un prieten din satul meu, el s-a dus la box. Ne-am dus amândoi și când ne-a văzut antrenorul de la box, l-a luat pe el și pe mine. Ce dorit? Pe el vrea să mă înscriu la box și mă lua și pe mine de mână și tu vrei să te înscrii de box? Eu aveam mâine, el era mai puternic. Zic, eu o să mă înscriu la fotbal. Și de atunci... El a fost singurul post cu care ai început? Nu, am jucat mijlocaș, un post de mijlocaș. Defensiv. Sau... Am avut un antrenor foarte... care ne-a... Olimp Mateescu, care era din București. Și el, după nu știu cât timp, m-a retras în spate libero. Aveam tehnică și de atunci până... La finalul carierei a fost numai... Liber, am jucat liberă, da. Deci, practic, contează foarte mult și antrenorul să te pună în poziția corectă. Să te descopere, să te vadă formeze. Ce poți să joci cel mai bine. Lucrurile importante pe care trebuie să le facă un fundaș central pe teren. Importante. Trebuie să aibă calități, trebuie să fie mai puternici ca să duelul ne contra unu. Să nu facă alunecări în mijlocul terenului. Tot timpul trebuie să fii atent la distanțe. Cum ar trebui să se liniștească un fundaș central atunci când are o presiune, atunci când știm foarte mult și pentru copii. Cel mai greu este de momentul în care, dacă pierd mingea, ce se întâmplă? Iar tu îl gestionezi foarte bine. Trebuie să aibă și o siguranță cu mingea. Fundașii nu trebuie să țină mult mingea la picior, trebuie să joace repede. Ce urmăreai la un atacant? Adică, nu știu, aveai un atacant, chiar și dacă jucai pe postul pe care jucai fără marcaj direct, la ce erai atent? Cum ai fi putut să-l contracarezi? Eu trebuia să asigur toată lățimea terenului, când era o minge lungă, când era o minge în gaură. Odată cu creșterea zonei de online, credeți că contează foarte mult aportul din zona de online? Păi contează, dar online-ul trebuie să-l scoți în teren și să-i arăți ce trebuie să facă, cum trebuie să joace. Sunt și meciuri, nu? Aveam și meciuri de antrenament unde aveam temă și alea ne-au ajutat extraordinar de mult. Erau și grele. Țin minte că nu aveam voie să fac mai mult de 2 atingeri. A jucat, deci era un meci de săptămână, dar era fiecare avea câte o temă. Da. Și multe exerciții, la săritură, la cap, la cornere, la lovituri libere, laterale și astea le făceam foarte mult. Pentru copii sau pentru fundași? Și nu numai, că vorbim acum de toate posturile. La ce ar putea să îmbunătățească copiii acasă? Păi acasă poate să-și ia mingea și să iasă, nu știu unde, să iasă, să facă multe duble. Tehnica toate asta, de tehnică individuală. Individuală. Belo,
spunem, nu știu, sentimentul pe care l-ai avut când ai ridicat cupa asta frumoasă, pentru că e tare frumoasă. Păi ce să vă spun, emoția, știi și tu, când ești emoționat, nu mai gândești, nu mai auzi nimic, nu mai vezi nimic, nu mai să te concentrezi, să joci bine, să stai unde trebuie. Și acum, dacă ar fi să alegi care moment, nu știu, momentele din toate momentele din cariera ta? Păi am două momente, nu, cu două stele, cu Steaua București și cu Steaua Belgrad. Ambele sunt la același nivel. Steaua București erau mai liniștiți, armată, mai acolo controlat, era nebunie mai mare, okay, și cu spectatori. Suntem la final pentru că, așa cum am spus, suntem din acest sezon Goalgetters. Un mesaj pentru cei care urmăresc acest canal, pentru copii, pentru fotbal, ce le recomanzi, ce sfaturi ai pentru ei? Trebuie să avem mare grijă de, și de copii, dar și copii, că și ei sunt copii, la 22 de ani, 23, 24, exact, încă au nevoie de susținere. Au nevoie de susținere, au nevoie de oameni care să-i conducă, să-i învețe, să stea în spatele lor, să le spună unde să meargă, ce să cumpere, unde, cum să mănânce, cum să se odihnească, au nevoie. Belo, îți mulțumim pentru prezența ta și ne vedem la următorul sezon. Mulțumesc pentru invitație și vă urez succes. Mulțumim frumos, la fel. Mulțumim. Mulțumim că ați fost alături de noi la interviul cu Belo Dedic. Ne vedem data viitoare. Like, share, subscribe, Goalgetters!